Ascultați România în direct la Europa FM. O ediție specială inspirată de Dedeman. Punem fundație pentru educație. Carte cu carte pentru un viitor mai bun. Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România sau din cele două Românii. Informațiile pe care o să le auziți astăzi arată care este de fapt eșecul societății românești, eșec profund, inegalitatea și de ce avem nevoie de o schimbare la coada școlii, nu la vârful ei. Dezbaterea este pornită de eliminarea burselor sociale pentru elevii de liceu care mergeau în altă localitate. 200 de lei care ajutau la plata abonamentului de transport. Eliminarea lor a fost hotărâtă pentru că autoritățile susțin că acum există metode, proceduri, lucruri pentru transportul gratuit. Gestul guvernului a stârnit protestele societății civile, care arată că ajutorul acesta era vital pentru anumite categorii de persoane. Ministrul Câmpeanu spune însă că banii ajungeau în principal la familii care nu aveau nevoie și care locuiesc la periferiile orașelor bogate. Astăzi s-ar putea să vedem o schimbare. Am văzut informații de la Ministerul Educației care arată că se pregândește un nou ajutor de transport. Dar dacă o să ne concentrăm aici, mi-e teamă, prieteni, că ratăm dezbaterea, pentru că nu e vorba doar de 200 de lei, o picătură într-un ocean. Ce să faci cu 200 de lei când tu ai de trimis copilul de la țară la oraș? Te ajută, te ajută un pic, dar nu te ajută cel mai tare. Și nu vorbesc nici de bursele de merit, care nu se mai acordă la clasa 5-a. Fiți atenți un pic aici la datele și informațiile cu adevărat importante. 390.000 de mii de copii care au început școala acum 12 ani nu au mai ajuns la bacalaureat. Majoritatea dintre ei sunt de la țară. Numărul de copii de la țară care ajung la bacalaureat este de două ori mai mic decât numărul copiilor de la orașe. Doar 8 copii dintr-o sută de la țară ajung să facă facultate. 8 dintr-o sută, iar 18 copii dintr-o sută de la țară nu mai intră nici măcar în clasa 8-a. Vedeți ce vorbesc aici? 15% dintre tinerii români între 18 și 24 de ani nu au nici măcar 8 clase. Știți ce înseamnă asta? Că România pregătește brațe de muncă pentru alte țări. Nu profesioniști, nu mecanici, nu zugravi, nu zidari, oameni de care ar avea nevoie. Ori toată vara am vorbit aici la Europa FM despre reforma școlii la vârf. Noi avem nevoie de reformă la coadă, la restul corpului școlar. Să nu lăsăm niciun copil în urmă. Oare mai poți să faci performanță astăzi în România dacă ești sărac sau de la țară? Poți să ajungi la o facultate, să faci o meserie? Care sunt costurile reale pentru un copil la școală în situația asta? Eu o să vorbesc astăzi și despre fapte bune, căci ediția este inspirată de un proiect al companiei Dedeman, despre care o să vă povestesc ceva mai târziu. E nevoie de carte în multe locuri din România. 0372069599. Cât contează aceste burse eliminate astăzi? Ce tip de ajutor este de fapt necesar ca să rezolvăm situația acestor copii? Poți avea succes în România dacă faci școala la țară sau dacă ești sărac? Poți reuși să ajungi la facultate? Și hai să mai punem ceva pe agenda asta. Care e responsabilitatea statului și a părinților în aceste situații? 0372069599. România în direct este și pe Facebook, iar dezbaterea noastră pornește acum. Salutare, Andreea, bine ai venit la noi. Bună ziua. Bună ziua. Te ascultăm. Da, eu sunt profesoară care predă la o școală de la sat. O școală care are, cum spun, 3 structuri, dintre care una de etnie romă. Trecerea la următorul nivel, la nivelul liceal, până acum câțiva ani era foarte, foarte, foarte scăzută. Ne luptăm cu morile de vânt ca să-i trimitem la școală. Anul trecut am reușit, din 7 elevi câți au promovat, 5 să meargă mai departe. Cred că ține de profesori să schimbe ceva, în primul și în primul rând. Ia spunem, noi putem să le schimbăm mentalitatea. E la profesori? E la profesori? E la stat sau la părinți? Unde e? Cred că câte puțin la fiecare. Dacă părinții pleacă cu mentalitatea că, știu și eu, fetele nu pot să meargă la liceu pentru că
știu și eu, le pun să se mărite la 14 ani în anumite culturi, este problema părinților. Spre exemplu, statul ar trebui să le pună la dispoziție un transport anume, chiar și plătit până la urmă, dar să aibă ore clare la care să-i ducă la școală și să-i aducă înapoi. Ei trebuie să stea la ocazie de multe ori pentru a ajunge la școală. Decontarea navetei să fie făcută corect. Știu cazuri în care plătesc 2 milioane jumate pe abonament, statul le dă 40 de lei înapoi. Așa e, să știi, cam 57 de lei. Da, sunt probleme în toate areile. Dar mă gândesc seama la un liceu care are probabilitate la BAC de 0%, îmi pare rău să spun, dar cred că este și vrea profesorilor. Iar tu, ca profesor, ce poți să faci? Nu știu, să luptăm mai mult, să conteze mai mult copiii decât salarul, poate. Nu știu. Zic eu. Da, asta e complicat. Spune-mi, te rog, care-i de fapt cea mai mare problemă pe care o identifici cu experiența ta? Dacă ar fi acum să vorbești cu ministrul Câmpeanu, și să știi că ministrul ascultă deseori emisiunea asta, spune așa: domnul ministru Câmpeanu, rezolvați chestiunea asta și atunci o să aveți mai mulți copii scoși din situația asta. Bun. Foarte mulți copii abandonează până la clasa 8-a pentru că practic nu știu să scrie, să citească. Eu cred că materia de 1-4 este prea complicată pentru majoritatea copiilor. Ei fac chestii care noi le predăm în clasa a 6-a, ei le fac în clasa a 3-a, copiii care nu știu să scrie nu au nicio șansă să le înțeleagă. Eu cred că acolo trebuie lucrat primul și primul rând. Îți mulțumesc tare mult. Baza în 1-4. Baza în 1-4. 0728 3132, este un număr de WhatsApp. V-am spus că ne uităm pe mesajele de acolo din acest sezon. Unele dintre ele, dacă sunt audio, le putem difuza. Ne scrie în felul următor cineva din Spania: am 50 de ani, m-am înscris aici în Spania la un fel de post-liceală de educație pentru copii. Anul trecut mi-au dat o bursă doar pe criteriul că școala este la 150 de kilometri de domiciliu, de 360 de euro. Condiția era să trec clasa la peste 50% din discipline. Mi-a fost un pic frică că nu voi lua peste media 5, dar am trecut. Deci, încă o dată, la 150 de kilometri de domiciliu era școala și i s-a dat o bursă de 360 de euro. Dar în România, de ce este nevoie ca să ieși din situația asta, să faci carte atunci când ești sărac? Dudu, salutare! Bine ai revenit! Ne auzim? Dudu nu mai e acolo, bănuiesc că l-am pierdut. Ioana, salutare! Ești la România în direct. Nu ne auzim nici cu Ioana, din păcate, da? Sau a revenit Dudu? Nu-mi dau seama. Dacă e cineva pe linie, poate să ne spună, că se mai întâmplă și momente de astea. Salutare, ne auzi? Bună ziua! Ioana, salut! Ioana, sunt din mediul rural și vreau să vă spun că da, se poate, la țară se face școală, se face carte. Sunt copii care ajung profesori universitari din zona aceasta rurală, dar din păcate sunt și foarte mulți care renunță. Eu aș da foarte mult vina pe părinți. Sunt foarte mulți părinți care nu își ajută copiii. În sensul că nu îi îndeamnă să meargă la școală și să învețe. Pentru că sunt mulți care vin la școală, merg la școală, doar de dragul de a pleca de acasă și de a se întoarce de acasă. Adică tu spui că statul face cât poate face un stat, dar e nevoie de ajutorul părinților? Da, asta este părerea mea, că sunt foarte mulți părinți, sigur că nu trebuie să generalizăm acum, sunt foarte mulți părinți care nu își ajută copiii și care profită, pot să spun cu mâna pe inimă, profită de ajutoarele pe care statul le oferă copiilor lor. Adică, explică mai pe șleau, cum se face? Cum se face? Păi, cheltuie banii aia pe care îi primește copilul de la stat pentru a merge la școală sau, eu știu, bursele astea sociale, îi cheltuie pentru ce le trebuie lor acolo. N-aș vrea să intru în detalii, pentru că este o situație și o... De ce nu? Hai să spunem că mi-a mai zis cineva astăzi, mi-a zis domnul Cristache la un moment dat de la Federația Asociațiilor de Părinți, că
că e vorba și de acțiunea părinților. Despre ce e vorba? Bursă? Exact, da? Exact. Bursă. Sunt foarte mulți părinți care se complac în situația aceasta de sărăcie, care s-au învățat să fenteze statul român și să profite de tot felul de ajutoare, de tot ce se poate, inclusiv de ajutoarele acestea pe care statul le oferă pentru copii. Sunt mulți care au certificate de încadrare în diverse grade de handicap, asta, cum să spun, sub umbrela autorităților, da? Autoritățile cunosc situația și atunci copilul ăla ce să învețe? Da? Ce să învețe pentru copii? Cum ai schimbat situația asta? Cum ai schimbat situația? Nu știu. Nu știu, eu doar o expun, este ceea ce văd. Probabil că tot statul ar trebui să se implice un pic mai mult cu niște măsuri coercitive pentru părinți. Deci dacă nu-ți merge copilul la școală, dacă are absențe, dacă nu are note, dacă nu-l trimiți la liceu, mai tai din beneficii, nu? Probabil că asta ar trebui, da, probabil. Mulțumesc. Deci eu vă spun că se poate, dacă vrei se poate. Da, aici ține și de comunitate. Mulțumesc tare mult, Ioana. Și de ce putem face noi ca părinți să-i scoatem din situația asta? Da, sunt de acord că sunt și astfel de părinți, dar sunt de acord și cu faptul că și comunitatea trebuie să facă mai mult. Am văzut astăzi, zilele astea, niște oameni extraordinari. Bogdan Tănase de la Casa Share, l-am văzut pe părintele Damaschin la Iași, cu toate eforturile pe care le fac acolo ca să-i aducă pe acești copii la școală. Am văzut părinți dedicați care își ajutau copiii și ei merită ajutați. Aș vrea să-l ascultăm și pe Iulian Cristache de la Asociațiile Părinților, vă rog. Peste 90% dintre părinți, în momentul când se duc la școală, își urmăresc propriul interes. Dacă propriul copil este bine, deci dacă are tot ce trebuie, dacă nu este deranjat la școală de către colegi sau de către profesori, nu are nicio problemă. Și dacă cineva la o ședință cu părinții, un părinte să ridică și spune ceva, s-ar putea să fie oprit de către ceilalți ca să nu supere și să nu deranjeze doamna învățătoare sau domnii profesori. Trebuie gândit prin prisma sistemului. În momentul când sunt părinți care vin la școală și spun că propriul copil nu a înțeles sau că sunt profesori care nu se comportă corespunzător la clasă și îi jignesc pe copii, nu au răbdare cu ei sau nu vin la ore la timp, acea clasă trebuie să pună problema și să spună că profesorul trebuie să respecte fișa postului, profesorul trebuie să nu mai jignească elevii, profesorii trebuie să dea note pe bază de competențe și nu pe bază de altceva, deci este nevoie de responsabilitate și fiecare trebuie să ne facem datoria acolo unde trebuie să o facem, nu gândind doar prin prisma propriului copil. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi am primit și un gest frumos, o idee, un lucru pe care fiecare dintre noi îl poate face, fie că e om, fie că e companie. Emisiunea asta a fost inspirată și de Dedeman, una dintre cele mai mari companii din această țară, care la 30 de ani de existență are acest program. Trimite cărți în 30 de școli din zone, cum se cheamă, vulnerabile, în zone sărace, pentru că oameni buni. Vreau să vă spun că majoritatea copiilor nu citesc nici măcar 5 minute pe zi. Dar nu citesc, odată pentru că au cărți și doi la mână pentru că nimeni nu-i îndeamnă. Dedeman împreună cu Humanitas și mai multe organizații neguvernamentale trimit cărți în 30 de școli din România. Să fie acolo o bibliotecă, să aibă copilul unde să mai deschidă ochii, mintea, să se mai bucure și de o poză și poate de alte povești, alea în care îți bate inima. E una dintre inițiativele frumoase. E adevărat că eu sunt un pic, cum să zic, mai bucuros, pentru că văd acolo între cărțile trimise, dincolo de numele mare ale literaturii mondiale, dar și nume de aici din România, Mircea Cărtărescu pentru elevii de liceu, Ioana Pârvulescu, autori pe care toate orașele din România și planeta încep să-i știe, dar la care copiii noștri nu mai au acces. Felicitări pentru inițiativa asta care m-a uns pe suflet. Iar România în direct continuă exact să vă arate cum funcționează, de fapt, cele două românii acum. Cătălin, salutare! Cred că e Ciprian, totuși. Salut, Ciprian! Bine, bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit! V-a identificat foarte bine că sunt trei actori, părinții, școala și instituțiile de stat. Acesta este un cerc vicios, pentru că părinții, cei care sunt astăzi părinți, au făcut școala în perioada în care am făcut-o eu, în anii 90, când principalele valori erau șpaga sub formă de pregătire, și este în continuare,
să dădea șpagă la BAC, să dădea șpagă peste tot. Deci astea erau valorile de atunci, să ne aducem. Adică asta poate să spună oricine. Și am făcut unul dintre cele mai bune licee din orașul în care eram și locuiam. Deci este un cerc vicios. Părinților nu le se poate cere să facă ceva, pentru că mulți dintre ei sunt analfabeti funcționali, generați tot de același sistem educațional din 90, din anii 2000 și așa mai departe. Deci cineva trebuie să rupă cercul vicios, pentru că părinții sunt o mulțime. Sunt o mulțime matematică, dacă vreți să luăm așa, și copiii la fel sunt o mulțime. Singurii care pot schimba, și profesorii la fel au o clasă, singurii care pot schimba sunt, este de fapt singurul care poate face schimbarea, este statul, pentru că are toate mijloacele și de coerciție și de adică susținere. Să vină statul la cei părinți care nu își ajută copiii? Da, trebuie să meargă foarte activ, nu prin metode coercitive, pentru că acei părinți sunt pierduți pentru societate. Deci noi trebuie să acceptăm lucrul ăsta, nu avem ce să mai facem, cu măsuri de susținere. Nu putem spune că părinții folosesc sistemul și nu știu ce alocații ale copiilor, de parcă ar fi niște valori de zeci de mii de euro pe lună. Deci acei oameni sunt oricum la limita existenței. Fii atent un pic la mine, că îți dau un mesaj aici de la Gheorghe, care scrie pe WhatsApp. Naveta unui copil de la Butoiu de Jos la Târgoviște e 20 de lei pe zi, adică 440. La 3 copii de liceu ai nevoie de 1300 de lună, pe lună, numai pentru transport. Plus 600 de lei pentru mâncare, trebuie 2000 de lei pe lună. Eu am, zice acest om, salariu de 1550 de lei. Cum te descurci? Exact. El nu mai poate, acel părinte nu mai poate trece peste pragul salariului pe care îl are, pentru că la momentul în care a făcut el școala, nu a fost pregătit pentru niște meserii cu valoare adăugată mare. Și aici intervine, aici vedem analfabetismul funcțional din instituțiile de stat, adică miniștri, secretari de stat și așa mai departe. Eu am făcut liceul economic. Deci încă de la liceul economic ești învățat să faci costuri de rentabilitate. Deci nu vorbim despre facultate. Un angajat în România care moare înainte de perioada de pensionare generează o pierdere de câteva zeci de mii de euro pe an pentru statul român. La fel, un angajat slab pregătit cu salariu mic față de unul cu un salariu mai mare, cu joburi mai sofisticate, generează o pierdere, practic. Deci nu am nicio problemă, ei nu au făcut un calcul economic. Eu pot investi maxim într-un copil de la clasa, din clasa 1 până în clasa 12-a, pot investi suma maximă de 50.000 de euro pe tot parcursul ăsta și ar fi suficient încât să se acopere toate costurile. Și el îmi va genera mie, în primii 2 ani de activitate, îmi va genera suma pe care eu am investit-o în el. Deci ei nu au abilitate de a gândi business. Oamenii ăștia nu au lucrat niciodată în mediul privat. Vă întrebați cum de funcționează, nu știu, învățământul privat sau învățământul sau sănătatea privată. Păi funcționează după principiile astea. Te întreb cum e posibil să plătești mai puțin și să beneficiezi mai mult. Știi de ce? Asta este explicația pentru care sumedenie de companii private din România intervin în educație. Pentru că nu mai găsesc să angajeze oameni. Când tu ai într-un an 390.000 de copii care n-au dat bacalaureatul, ăștia sunt forță de muncă, oameni buni. Eu, dacă am o fabrică, pot alege să montez niște piese, da? Dacă vorbim despre Dedeman. Dedeman, de exemplu, care e o companie remarcabilă, poate să facă mai multe activități în România. Poate, pe de-o parte, doar să monteze parchet, să spunem, da? Pentru că atât poate să facă, asta e pregătirea oamenilor, asta e maximul de pregătire, sau poate să producă parchetul. Dar ca să produci parchetul în România, am luat un proces la întâmplare, ai nevoie de specialiști pe lemn, pe fabricare, pe CNC-uri, pe echipamente și așa mai departe. Dacă Dedemanul produce în România, generează locuri de muncă, valoare adăugată, mai mulți bani în economie și așa mai departe. Asta dacă doar montează, este forțat să importe. Asta e excelentă. Matematic. Vedeți, de fapt, asta e marea explicație. Mulțumesc tare mult. Și în vara aceasta, când am purtat dezbaterea despre colegiile naționale, și aici mă adresez guvernanților și celor care conduc țara asta, de fapt, dezbaterea trebuie pornită de la acest corp educațional care să dea valoare adăugată României. Elitele s-au descurcat și vor fi bine în continuare. Este nevoie de ele, au nevoie de sisteme performante, dar România cea de jos trebuie să progreseze.
Teodor Mesaj spune așa: stimulați copiii bursieri, nu le dați 200 de lei, dați-le 1000 de lei, 1500 la liceu, decontați-le transporturi și în funcție de veniturile pe gospodărie, dați-le chiar suplimente, lucruri suplimentare. Și mediile defavorizate, atenție, acolo trebuie să aduceți mijloace materiale, stimul financiar țintit către elevi și profesori cu rezultate și cu cea mai mare atenție către mediile defavorizate. Cornelia, poți să faci carte dacă ești sărac în țara asta? Salutare! Nu cred, doar să fie copilul foarte excepțional. Pornind de la afirmația ministrului educației că școala te scoate de nota 7, eu cred că școala nu te scoate de nota 7 decât dacă se implică părinții sau copilul este excepțional. Deci școala, dacă te scoate de nota 5, asta dacă îți dai un pic interesul. Altfel, tot ce înseamnă școală, educația costă pentru părinți și bani și timp și mai târziu pregătire pentru a merge mai departe, poate, asta, de liceu și pentru a avea note mai mari. Pentru cine vrea să facă la nivel excepțional, cum spui tu, dar pentru restul oamenilor, cei despre care vorbim astăzi, cum îi scoți din zona asta? Trebuie stimulați, ajutor financiar clar pentru copiii excepționali, să vadă că au o opțiune în viață, au o opțiune în viață mai mult decât a rămâne acolo lângă vaci, să vadă că se poate câștiga și, și să aibă o meserie de viitor. Probabil școlile profesionale e o problemă că nu mai sunt și nu mai sunt nici elevi care să se înscrie, nici ele nu mai sunt. Clar trebuie ajutați prin acest transport care s-a tăiat, prin vouchere eventual în învățământ. Sincer, eu am doi copii și în momentul de față manualele nu sunt suficient. Se cumpără auxiliare, se dau bani în școală în continuare. Nu, ce să zic. Plus, da, chiar ne spunea problema de o minimă pregătire, dacă părintele nu are timp de a-l verifica copilul, de a bifa temele, de a-l duce la pregătire unde nu se poate și așa mai departe. Mulțumesc tare mult. Spune cineva așa: eu nu am timp să stau după toți, este răspunsul învățătoarei copilului meu în momentul în care i-am spus că al meu nu am înțeles și că trebuie să-i mai predea materia. Deci începând de la înghesuirea în clase, de la dotarea laboratoarelor și așa mai departe, statul nu face mare lucru. Câte școli s-au construit în ultimii ani? Să știți că aici s-au mai refăcut școli. Sunt școli în sate care arată foarte bine. O să mergem și noi în aceste școli. Nu este neapărat asta problema, ci problema este legată de faptul că chiar în aceste școli frumoase și refăcute nu reușim să-i ținem pe copiii la carte, că nu reușim să avem șanse pentru toți. Asta e, de fapt, marea problemă. Gabriel, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Eu vă sun chiar din impostază, eu am terminat și facultatea acum, dar am fost elevul ăla de la țară, care am crescut într-o familie săracă, cu toate dificultățile care presupune acest lucru. Am studiat, nu a fost școală în sat, am studiat de la grădiniță, chiar am mers în oraș. Și după clasa 9 am reușit să vin în România printr-un program de bursă care m-a ajutat foarte mult, eu fiind din Republica Moldova. Și cred că cea mai mare problemă este anume sărăcia părinților. Foarte mult în România se pune baza pe ajutoare și pe subvenții, dar nimeni nu pune problema de a ridica nivelul de trai la sate pentru părinții a putea să-și ajute ei la rândul lor copiii. România are un sistem de ajutoare sociale, să știi, și ai văzut că ascultătoarea noastră mai devreme, Ioana, a povestit foarte clar că în ciuda acestor ajutoare sociale lucrurile nu performează, că părinții iau ajutoarele, eventual le beau sau țin copiii în familie pe lângă curte și cam atât. Cum împaci ceea ce spui tu cu această viziune? Eu gândesc că părinților n-ar trebui să se le ofere ajutoare, ci posturi de muncă în care ar putea să aibă un salariu decent și să nu aibă nevoie de ajutoarele tale. Da. Uite-mă că aici... Pentru că copiii care sunt săraci și cresc la țară, ei nici nu au
dragostea asta față de carte, pentru că ei când merg acasă trebuie să facă și lucru din jurul casei. Și atunci e mai greu. Da, mi-e teamă că în România foarte multe zone defavorizate, cum se cheamă, au fost ținute în sărăcie tocmai ca să ai voturi la îndemână. Că poate de aia nu sunt destule autostrăzi, poate de aia în tot estul țării, acolo unde, ce să vezi, arată datele, avem cei mai mulți copii pierduți pe drum. 30-35% dintre ei sunt din județele de nord-est ale României, da? Poate de asta nu există, da, locuri, sigur, de muncă. La sigur, corupția în România este cea mai mare problemă la toate nivelurile, chiar și ce ține de copii. Sunt absolut convins de chestiunea asta. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. România în direct la Europa FM. Petronela Cojocaru ne scrie așa: stau la țară, la 30 de kilometri de Constanța. Am doi copii, o fetiță care a terminat liceul anul acesta, premiantă la bacalaureat, a luat 10 la mate, a intrat în primii 50 la energetică și la școala militară de maestri militari și subofițeri, după care a făcut și la cibernetică, a luat nota 10 la matematică, a ales școala de subofițeri pentru siguranța locului de muncă și pentru că dorea haină militară. Drumul spre succes nu este ușor, dar cu sprijinul părinților, profesorilor, ambiție și perseverență, se poate reuși. Și spune așa: a fost navetistă 4 ani, cu bursă de merit de 100 de lei, de contare de transport 93 de lei dintr-un abonament de 350 de lei pe lună, bani care s-au virat la finele anului școlar. 200 de lei bani de liceu mediu rural nu a primit, că avem în sat un liceu tehnologic, cu o singură clasă de 30 de locuri. E o ce situație absolut interesantă. Sandu, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare. Am ascultat cu viu interes emisiunea până în acest moment. Sunt interlocutori care au avut perfectă dreptate. Eu aș sintetiza învățământul la toate nivelurile la ora actuală din România ca mimetism. Ca? Mimetism educațional. Te rog, explică. Și de ce? Începând de la arhitectul șef al sistemului educațional, recte actualul ministru, da? Care vine să-și pună și domnia sa amprenta asupra acestei arhitecturi, că nu era suficient de busolat elevul, cursantul sau ce va fi el, student, de-a lungul activității actului educațional. Da? Acei 390.000 de care vorbeați anterior, probabil își vor dubla numărul sau chiar tripla, ținând cont că s-au eliminat aceste etape de evaluare progresivă, periodică din actul didactic. Vă dați seama că interesul și motivarea elevului a dispărut cu desăvârșire. Un alt aspect pe care aș vrea să-l aduc în atenție este imixtiunea părinților în actul educațional. Trebuie să înțelegem că școala nu este o extensie a educației, ci școala trebuie să învețe elevul să învețe. Educația se face acasă, de aceea părinții ar trebui să înceteze. Vă dau un exemplu. Eu am un puști în clasa a doua. Toți părinții, într-un moment sau altul al desfășurării actului didactic, întrerup actul didactic bombardând profesoara cu tot felul de întrebări. La ce oră termină copiii astăzi? Cine vine și preia? Plouă astăzi, îi scoateți la sport și așa mai departe. Părerea mea că odată cu imixtiunea părinților în actul didactic, actul didactic s-a deformat. Pentru că românul are în sânge mai nou și să se priceapă la educație. Se pricepea la fotbal până acum, se pricepea la politică, acum se pricepe și la educație. Acum, să știi că oamenii sunt îndrituiți să aibă grijă de copiii lor și cred că e un sentiment firesc să crezi că știi ce-i mai bine pentru copilul tău. Nu poți să ai dreptate, dar s-ar putea să fie un sentiment firesc. Da, aici e vorba de părinții super preocupați, da? Cei care au și cu ce și dorință. Te duc în partea cealaltă, unde nu-ți preocupați deloc, că de fapt de acolo încep pierderile. Cum faci? Da, ideea este că balanța, să știți, că înclină spre preocuparea tuturor. În talerul de sus rămân câțiva,
câțiva care știu cu ce să mănâncă actul didactic, câțiva care știu că nu este deontologic să întrerupi dascălul, câțiva care știu că nu trebuie să-i spui dascălului cum să-și conducă ora, etc. etc. Nu mai sunt acele ședințe cu părinții în care să li se spună lucruri pe nume, pentru că domn a spus anterior, sau chiar președintele Asociației Părinților, dacă nu mă înșel, că nu poți să spui ceva la o ședință pentru că probabil va repercuta asupra copilului tău dacă spui ceva despre. Da, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Aș vrea să ascultăm și unul venit pe WhatsApp. Menționați mai devreme de școlile de la țară în care sunt refăcute și copiii nu vin. Mai nou, nici profesorii nu mai vor să meargă că nu le convine să facă naveta. Da. La aceste costuri, pe cine să obligi să vină? Elevii, profesorii, iar legat de cheltuielile cu școala sunt foarte mari în toate zonele. Auxiliare, caiete, tot ce trebuie suplimentar față de ce știam noi mai demult. Adrian, da, din Iași. Mulțumesc, Adrian. Nici copii, nici profesori s-ar putea să nu-și permită astăzi mersul la școală sau mersul între școli. Mi-a fost dat să aud zilele astea de la o femeie care are 5 copii că la ei în sat, de exemplu, cei mari sunt duși cu autobuzul la școală pentru că e mai convenabil ora pentru microbuzul primăriei, în loc să-i duci pe cei mici. Și cei de 1-4 merg pe jos câte 2-3 kilometri, în timp ce aia mari au parte de autobuz. Așa e construită România acum. Marian, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Mă scuzați. Sunt cadru didactic de peste 22 de ani și, din punctul meu de vedere, unele dintre problemele care au fost prezentate aici s-ar putea rezolva. Am auzit comentarii de genul că, într-adevăr, părinții cheltuiesc banii pe... nu-i cheltuiesc pe rechizite, ci cheltuiesc pe cu totul alte produse. Așa este. Eu aș fi rezolvat problema transportului acesta care se află în dezbaterea dumneavoastră de astăzi în modul următor. Unitățile de învățământ să întocmească lista cu elevii navetiști. Lista aceea să fie transmisă firmelor care au câștigat licitații pe traseele respective. Eu locuiesc în județul Dâmbovița, domne, spre localitatea X, se îndreaptă elevi sau vin elevi din localitățile X, Y, Z. Și trimiți aceste fiecare diriginte să întocmească tabelele, le trimit la secretariat, după care secretariatul trimite firmelor respective. Okay. Nu dau niciun ban părintelui, pentru că, într-adevăr, așa este. Există riscul ca suma respectivă să fie cheltuită cu totul alte scopuri. Și atunci, elevii care vin la școală, există în lege în acest moment, că dacă se întâmplă să lipsească, să întrunească un număr de absențe, atunci poate să piardă, într-adevăr, fie bursa bani de liceu, fie bursa socială, fie chiar bursa profesională. Însă, în legătură cu transportul, cel mai, din punctul meu de vedere, această soluție ar rezolva toate problemele și școala și instituția, firma respectivă care asigură transportul și ar primi banii pentru elevii care, într-adevăr, au fost prezenți. Excepțională idee. În altă ordine de... Scuze. Am lăudat ideea ta. Atât. În altă ordine de idei, eu sunt absolvent de școală profesională. Am făcut liceul, am terminat liceul. Din punctul meu de vedere, baza materială a acestor licee profesionale în acest moment, haide să nu fiu chiar răutăcios, nu este la pământ. Eu am făcut practică. Am făcut practică într-o uzină. Adică știu ce înseamnă un proces tehnologic, știu tot. Problema în acest moment este legată de acei 6% pe care niciunul din guvernele României nu l-au dat. Dacă nu ai cu ce să cumperi materiale pentru electricieni, pentru sudori, nu poți să spui că, e adevărat, firmele își doresc muncitori calificați, dar nici firmele nu investesc și nu încheie niște contracte sau niște precontracte. Este o dezbatere amplă și destul de... Da, dificilă. Eu astăzi, îți mulțumesc mult, astăzi am cerut chestiuni punctuale și deduc așa, transportul, rezolvați cu adevărat problema transportului, mâncare caldă. Luați-le haine, o să vedeți ce importante sunt aceste haine. Ăștia sunt trei piloni de bază pe care trebuie să-i faci
ca să poți să aduci copiii din zone sărace la școală. Alina, tu trebuie să pui concluzia acestei emisiuni. Salutare! Bună ziua! Nu știu dacă voi reuși să concluzionez pentru această ediție, dar părerea mea este că sistemul de învățământ ar trebui regândit din temelie. În primul rând, ceea ce se face acum, în opinia mea, sunt doar cârpeli. Mai dăm 5 lei pentru transport, mai dăm 7 lei pe bursă. Sunt efectiv cârpeli făcute pe un sistem de învățământ, pe un sistem educațional care nu performează. Ar trebui regândit, în primul rând, având în vedere programul părinților. Școala ar trebui gândită, în opinia mea, astfel încât să-ți preia copilul de clasa 0 la ora 8, când pleci și tu ca adult la servici, și să ți-l pună în brațe la ora 6. În timp în care să-i se asigure o masă caldă sau o masă și o gustare și să beneficieze de pregătire pe parcursul acest interval de timp, astfel încât când ajunge acasă să nu mai stai și tu obosit și nervos cu copilul să facă niște teme sau să cine știe ce alte minuni. Îți dau dreptate. Acesta ar trebui să fie idealul. Eu nu cred că e imposibil de realizat. O să vedeți multe organizații sau companii care fac deja asta în România. Dar adevărul este că uneori sună ca o picătură într-un ocean, iar realitatea rămâne cea din cifre. România își pierde forța de muncă, își pierde oamenii buni și muncitori care ar putea să o scoată mai sus, iar dramele societății românești de-abia de aici încep. Vă mulțumesc că ați mai pus o soluție la vedere. Sper ca o parte din lucrurile astea să se rezolve măcar în săptămânile următoare. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Ai ascultat România în direct la Europa FM, o ediție specială inspirată de Dedeman. Punem fundație pentru educație, carte cu carte, pentru un viitor mai bun.